Pentru mine, infrastructura a fost, este și va rămâne o prioritate. Am reabilitat și asfaltat aproape 100 de kilometri de drumuri, peste 80% din străzile din cartierul Colonie, drumurile de la Dâlgea Mare, Bosnea și Sașa, centura Petroșanului. Am amenajat 3300 de locuri de parcare, 6 sensuri giratorii, 6 parcuri, 2 fântâne arteziene și 19 locuri de joacă pentru copii. Am extins rețeaua de gaz în cartierul Colonie și am finalizat introducerea gazului metan la toate blocurile din municipiul Petroșani. Am iluminat toate trecerile de pietoni și am montat semafoare inteligente. În mandatul următor voi finaliza de asfaltat toate străzile din municipiul Petroșani, extinderea rețelei de gaz metan la toate locuințele din Petroșani, voi amenaja piste moderne pentru biciclete, noi locuri de parcare, voi reabilita toate locurile de joacă pentru copii și parcul Carol Șeter pe fonduri europene. Doar împreună putem realiza toate acestea. Vă mulțumesc pentru încredere! Bună seara, doamnelor și domnilor, la Capital Special. I-am alături de mine la această oră pe primarul în exercițiu și candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al Muncii Petroșani, Tiberiu Iacobriții. Alături de el se află profesorul Iosif Andraș, reprezentantul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, care la nivelul orașului Petroșani se află în alianță cu Partidul Național Liberal. Bună seara, domnilor! Bună seara! Domnilor, să intrăm direct în subiect. Iată că mai avem o săptămână de campanie. Sigur, toți candidații își ascut armele și scot la înaintare trupele. Dumneavoastră, domnule Riți, care au fost mișcările pe care le-ați făcut în ultima perioadă, neapărat mișcări de campanie, ci mișcări de a atrage atenția electoratului că sunteți varianta cea mai bună pentru Petroșani? Domnule Palint, eu nu cred că a trebuit să fac ceva deosebit în ultima perioadă pentru a atrage atenția electoratului. Sigur că dacă e să vorbim de acest an și de începutul acestui an, ne-am confruntat cu o situație nemai întâlnită, nu numai în România, ci în toată lumea, și anume această pandemie de coronavirus, care cu siguranță a adus noutăți din punct de vedere administrativ și al sănătății publice și în municipiul Petroșani. Și aici aș vrea să reamintesc puțin cum au decurs lucrurile la Petroșani. Noi am fost primul oraș unde a fost primul focar de coronavirus din România, înainte de Spitalul Gerota din București, dacă vă aduceți aminte. Am avut o domnișoară. Deci primul a fost la caz de la Târgu Jiu. Nu. Acolo a fost un singur caz. Dar eu vorbesc de un focar în care s-au îmbolnăvit 15 oameni. Da, am fost la un pas de a închide spitalul de urgență. Am închis două secții, secția de neurologie și secția de cardiologie. După care, prin eforturile, în primul rând, a celor din linia întâi, așa cum le-am spus eu atunci, era vorba de medici și de personalul medical de la Spitalul de Urgență din Petroșani, conduși de domnul dr. Vasilescu, au depus acești oameni un efort supraomenesc și am reușit să depășim această etapă a carantinării. S-a pus foarte serios problema carantinării spitalului, adică să nu mai intre, să nu mai iese nimeni două săptămâni, printr-un efort, vă spun, supraomenesc. Din fericire, am reușit atunci să ținem lucrurile sub control, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în Deva ulterior cu Spitalul de Urgență, care este și acum și a fost și atunci în subordinea Consiliului Județean. Acolo managementul spitalului a fost defectuos de la un cap la altul și a trebuit să se impună de la București conducere militară. Deci noi n-am fost în această situație. Ei, după acest episod am reușit să trecem cu bine. Ulterior s-a pus problema ca Spitalul de Urgență din Petroșani să fie primul spital COVID din județul Hunedoara. Atunci lucrurile s-au complicat. Eu n-am fost de acord și am reușit, prin insistențele pe care le-am depus atât la prefectură cât și la Guvernul României, să fim scoși din acea listă de spital
COVID, asta ce însemna? Însemna că spitalul de urgență din Petroșani nu mai putea să primească pe nimeni și trebuia să trateze doar persoane infectate cu COVID-19, ceea ce pentru Petroșani și pentru Valea Jiului ar fost un lucru destul de complicat, în sensul în care toate urgențele și tot ceea ce însemna adresabilitatea spitalului de urgență, toți pacienții ar fi trebuit să meargă la Hatzeg, la Deva sau la Hunedoara. Ținând cont de faptul că noi avem un specific zonal foarte important și anume munca în subteran cu pericolele iminente care sunt acolo, am reușit să aducem argumentele necesare astfel încât spitalul de urgență să rămână spital de urgență și să nu fie declarat nici măcar spital suport COVID. Da? Și în condițiile acelea am reușit ca spitalul să fie așa cum era de la început, spital de urgență cu o adresabilitate largă pe toate secțiile, de la oncologie și până la chirurgie. După care, sigur, au fost toate măsurile pe care le-am luat în starea de urgență, cu dezinfectatul spațiilor publice, cu spălatul străzilor cu apă și detergent, cu tunurile de zăpadă folosite pentru a stropi străzile cu apă și clor, cu dezinfectarea scărilor de bloc, cu montarea disperselor și alimentarea cu dezinfectant. Toate aceste măsuri au fost o noutate, practic, pentru administrația publică locală și eu cred în care s-au investit și multe resurse. S-au investit și multe resurse. Am renunțat la zilele orașului, la tot felul de activități culturale sau de altă natură, astfel încât să putem să dirijăm către spitalul de urgență. Vă aduceți aminte că am fost primii care am cumpărat teste rapide din sânge. Atunci toată lumea, sau mă rog, unii spuneau, nu sunt bune, domne, degeaba le iei, însă și acum s-a dovedit că toți au luat teste din sânge. Este un prim test care îți dă o direcție, adică și aceste teste practic au fost gratuite pentru tot personalul spitalului, dar și pentru toți pacienții. Și astăzi, când se duce un pacient la spitalul de urgență, prima dată îi se face un test rapid din sânge gratuit, astfel încât să vedem dacă e pozitiv, e negativ, să știm exact ce procedură să urmăm. Deci, din acest punct de vedere, anul acesta a fost atipic și încă este în continuare. Am deschis școala, da? În 14, domnul profesor Andraș este avizat în acest domeniu, lui este profesor universitar, însă este familiarizat cu acest domeniu foarte bine. Mi-a fost și mie profesor, un profesor foarte bun, de la care am avut foarte multe lucruri de învățat. Noi am colaborat de-a lungul timpului în mai multe domenii. Și să revin, a început anul școlar la Petroșani în cele mai bune condiții. M-am asigurat că școlile au tot ce le trebuie, de la măști, dezinfectant și toate condițiile, astfel încât copiii să înceapă în siguranță. Sigur, am început pe mai multe scenarii. Noi suntem încă în zona de cod verde, deci putem să mergem față în față, adică să mergem la școală. Există clase care merg online sau există clase hibrid care merg jumătate la școală și jumătate de acasă pentru a reuși să asigurăm distanțarea socială. Am avut întâlniri cu directorii de școli, am luat toate măsurile și pot să vă dau, dacă vreți, și în premieră o informație. După ce primăria a acordat 16.000 de măști tuturor școlilor la momentul începerii data de 14, săptămâna viitoare vom acorda 2.100.000 de lei noi, de lei vechi, scuzați-mă, 210.000 lei noi, către școli, tocmai cu scopul acesta de a cumpăra măști și de a asigura materialele sanitare necesare desfășurării în cele mai bune condiții a procesului de învățământ. Deci, din acest punct de vedere, da, a fost o noutate, o muncă susținută, care nu a avut alt scop decât de a încerca să limităm transmiterea acestui virus în comunitatea noastră și să știți că populația a reacționat foarte pozitiv la toate aceste măsuri pe care noi le-am luat împreună cu Guvernul României, dar au fost și măsuri luate pe plan local. Fie că am închis anumite obiective, cum a fost cinematograful, cum a fost bazinul de not, muzeul, biblioteca, cluburile pensionarilor, toate aceste măsuri n-au făcut altceva decât să încercăm să limităm transmiterea acestui virus. În rest, un primar responsabil și eu, prin ceea ce fac, și am făcut de-a lungul timpului de când sunt primar,
am făcut totul cu responsabilitate și cu foarte mult suflet în ceea ce am făcut. Și cred că campania electorală începe de a doua zi de când ești ales, dacă ești un primar responsabil. Dacă nu, atunci sigur poți să absolut faci lucrurile la un nivel la care cu siguranță nu se vor vedea nici rezultate. Însă, în tot acest timp, eu am fost susținut de mai multe forțe politice și în Consiliul Local, iar cu organizația UDMR-ului eu am o colaborare de peste 15 ani, o colaborare foarte bună, atât cu domnul președinte Winkler, cât și cu cei de din plan local, fie că vorbim de domnul profesor Andraș, fie că vorbim de domnul Cuta și de domnul Verșanski, doamna doctor Haidu, deci oameni cu care eu colaborez de foarte multă vreme, cu toți preoții, fie că vorbim de preotul romano-catolic, de un italian, de reformat și așa mai departe. Deci toți acești oameni sunt oameni ai comunității petroșanului și întotdeauna am considerat că lucrurile trebuie să meargă într-o formă constructivă și de punere în valoare a plusurilor pe care o etnie sau alta le aduce în viața generală a comunității noastre. Și Petroșanul și Valea Jiului în general, să știți, poate fi un exemplu de colaborare și de conviețuire de-a lungul a peste 150 de ani, zic eu. Domnule profesor Andraș, și dumneavoastră, ca și reprezentant al UDMR-ului, cum ați ajuns la concluzia că trebuie să-l susțineți pe domnul Riți? Ce calități îl recomandă pentru a face ca alianța PNL cu UDMR la nivel local să funcționeze? O mică precizare. La nivel local nu este vorba de o alianță, ci doar de un sprijin. Okay. La nivel județean este încheiată o alianță electorală pentru Consiliul Județean și pentru alegerea președintelui Consiliului Județean. Concluzia s-a impus de la sine și nu de azi, de ieri, ci cred că dinainte chiar de primul mandat al domnului Tiberiu Iacobrizi, UDMR-ul a avut relații foarte bune cu fostul primar, regretatul Carol Schroeder, cu chiar și cu cei de dinainte, cu doctorul David Gheorghe, cu cam de atunci datează, să zicem, relațiile noastre de respect reciproc și încredere. Tocmai cum spunea domnul primar, Petroșanul și Valea Jiului reprezintă are o caracteristică specială, specifică, care nu cred că există undeva în România, în sensul că unul este un oraș, o așezare urbană relativ tânără, nu? De 170 de ani, practic, când au fost descoperite rezervele de cărbune, 150 de ani de când s-a început exploatarea, apoi industrializarea rapidă, a făcut ca în acest colț de lume să conviețuiască, se pare, după unele statistici, 17 naționalități venite din toate colțurile Imperiului de atunci. Și toponimia indică, nu, este cartierul Bosnea, este fostul Puț Praga de la mină, până în Lupeni, Braia și celelalte, deci sunt toponimice care au apărut prin contribuția fiecărei naționalități. La ora actuală, circa 6% din populația Petroșanului este declarată a fi, sau se declară a fi, de naționalitate maghiară. În Valea Jiului procentul este tot cam acesta.
dar de circa 3 cicluri electorale nu am reușit să trecem pragul electoral de 5%, deci nu am reușit să avem un reprezentant în Consiliul Local. De ce este important să ai un reprezentant în Consiliul Local? În primul rând pentru că e bine să fii acolo unde se hotărăște și soarta ta. Sigur că noi, locuitorii Petroșanului de naționalitate maghiară, nu avem priorități deosebite față de prioritățile tuturor locuitorilor, cele de supraviețuire, de subzistență, de calitatea vieții, de evitare a dispariției prin depopulare, datorită acestei mari transformări în industrie, în economie, și anume politica de decarbonizare a Uniunii Europene, acum așa se numește, dar practic dezindustrializarea și decapitarea industriei carbonifere a început nu mult după anii, în anii 90 și și din păcate față de alte țări, trebuie să o spun, că s-a procedat oarecum haotic și fără să se urmeze o strategie coerentă pe termen lung. Eu am fost în Franța și cursant la un masterat chiar de restructurarea industriei miniere, am fost și profesor acolo, invitat de câteva ori. Acolo, dacă s-a luat în 67 decizia ca în 2005 să se închidă ultima mină de cărbune, această strategie, cu toate reorientările profesionale, cu toată asistența dată forței de muncă disponibilizate, cu toată subvenția care însă nu se dădea producătorului să facă cu ea ce vrea, ci se dădea consumatorului ca să-l atragă să cumpere cărbune indigen și nu cărbune din Africa de Sud. Din păcate, la noi în fiecare an se punea pe masă o altă strategie, niciuna n-a fost dusă până la capăt și acum, într-adevăr, suntem deja într-o situație de care sper să reușim, din care sper să reușim să ieșim cu bine, pentru că în sfârșit există acest plan mai coerent al Uniunii Europene, și anume platforma pentru tranziție justă, care însă nu îți pune bani în traistă dacă nu vii cu proiecte viabile, raționale, proiecte pe care trebuie să le fac Consiliul Local împreună cu aparatul de specialitate al primarului. Și în afară de aceasta, noi maghiari avem 3 elemente care sunt deosebite față de ceilalți, anume prezervarea, păstrarea identității naționale, problema educației, a învățământului în limba maternă și, sigur, ne sprijinim pe, ca al treilea pilon, pe biserică, care față de populația majoritară este fragmentată, dar unită. Mă refer la faptul că în Petroșan majoritar sunt romano-catolici, cam jumătate sunt reformații calvini și foarte, foarte puțini, cred că 16 familii unitariene. Și de ce am hotărât, nu acum, ci mai de mult și data trecută și poate atunci nu atât de impetuos și declarativ, să sprijinim candidatura unui primar pe care îl cunoaștem, care ne-a ascultat și ne-a ajutat în rezolvarea problemelor. Eu am fost președinte organizației locale 2 cicluri din 2008. 2010, 2010, 2012, apoi a revenit domnul Verșanski și acum avem un președinte tânăr și dinamic, pe domnul Cutoș și Cioba,
și încercăm să ne protejăm cuceririle, ca să zic așa, sau realizările, să ne securizăm situația actuală tocmai prin acest sprijin. Puteam, dacă să repetăm sau să urmăm exemplul candidaturilor la Consiliul Județean, să facem alianță electorală locală pentru a avea un UDMR-ist pe un loc eligibil, dar atât organizația locală cât și cea județeană au hotărât să ne încercăm forțele, să vedem dacă reușim prin noi înșine, cu priza care o avem la public, să avem un consilier măcar în... Am înțeles, domnule. Deci, domnule primar, specuiesc din programul dumneavoastră electoral proiecte de viitor, voi continua amenajarea domeniului schiabil Parâng, voi monta o stație de sanie pe șine în Parâng, voi introduce apa potabilă și canalizarea în stațiunea Parâng, voi înlocui telescanul vechi cu o instalație de transport pe cablu de tip telegondolă, voi amenaja la fosta școală numărul 5 un centru social pentru persoanele vârstnice și un centru de excelență pentru copiii cu rezultatele deosebite la învățătură, voi realiza o linie de transport de tip șină de tip monorail pe strada numărul 1 decembrie 1918 și în zona de agrement Brădet, voi construi 3 pasarele pietonale în zona cartierului aeroport Melivezeni, stadionul Jieț, voi realiza un sit industrial în zona fostei preparații Livezeni cu scopul de a susține dezvoltarea structurilor de afaceri cu toate utilitățile necesare. Voi efectua intervenții de regenerare urbană în zonele aparținând cartierul aeroport Dacia Dimitrov și zona centrală. Voi reabilita complet parcul central Carol Schröter. Voi amenaja un mall de servicii sociale după preluarea clădirii noi a casei de cultură a studenților. Voi sprijini aducerea la Petroșani a serviciului de matriculă și eliberare permise auto, precum și un punct vamal. Voi finaliza asfaltarea tuturor drumurilor din municipiul Petroșani, inclusiv cu fonduri de la Compania Națională de Investiții, pentru stăzile Malea, Constantin Mile, Slătinioara, Aurel Vlaicu, Jiului, Circa, Pompieri și Mioriței. Voi amenaja un nou cimitir, dar și un cimitir pentru animale. Voi amenaja piste de biciclete de la Canfran până la Drănești. Voi realiza parcări moderne cu fonduri europene. Voi extinde sistemul de monitorizare video în locuințele, în locurile din oraș unde nu există în acest moment. Voi moderniza iluminatul public, voi monta panouri electrice solare la școli, voi renova toate locurile de joacă pentru copii care nu au fost renovate recent și voi monta jocuri pentru copii în alte zone în oraș și multe alte lucruri. Este o deviză electorală sau chiar veți apuca de deci, tot dacă vă uitați, pentru că e greu să le citești, dar aminte să le mai și faci. Dacă vă uitați acolo la pagina următoare, o să vedeți ce am propus și ce am promis în 2016 pentru mandatul 2016-2020 și veți vedea că peste 94% din ceea ce am promis atunci am și realizat. Deci ceea ce promit acolo se va și realiza cu condiția ca, și e o condiție care are toate șansele să se îndeplinească, să câștigăm Consiliul Județean prin președintele Adrian David, care are o susținere foarte largă la județ. Suntem în alianță cu UDMR-ul, cu USR-ul, da? Cu Plusul, cu PNCCD-ul și cu Forumul Democrat al Germanilor din România. Deci, domnul David are o susținere politică foarte largă. Deci, cu siguranță, după data de 27 septembrie, noul președinte al Consiliului Județean va fi domnul Adrian David din partea acestei coaliții, da? Candidatul Partidului Național Liberal și cu siguranță vom avea tot un guvern liberal după alegerile din decembrie și am și spus de ce. Niciun partid în acest moment nu va reuși să facă 50% plus 1 la alegerile parlamentare și atunci președintele Iohannis va desemna un candidat de la Partidul Național Liberal care va forma o majoritate în Parlamentul României. Deci, cu aceste condiții, cu siguranță vom putea să realizăm nu numai ce am scris acolo, sunt și alte lucruri care
le avem și le am în plan eu și echipa mea. Ce vreau să vă spun este că deja am trimis propunerile de proiecte către Agenția de Dezvoltare Regională de la Timișoara și este vorba de un proiect pe regenerare urbană, cea cu locurile de joacă pentru copii, cu spațiile verzi, cu parcurile și tot ceea ce înseamnă această activitate. Doriți să creați un fel de Smart City? Da, și Smart City. O să vă explic. Conceptul e un pic mai larg. Foarte multe finanțări pot fi sau foarte multe proiecte pot fi finanțate prin Just Transition, prin această platformă pusă la dispoziție de Uniunea Europeană pentru zonele carbonifere din Europa. Și al doilea proiect este acel proiect de mobilitate urbană. Deci primul proiect de regenerare urbană are un cost aproximativ de 3 milioane de euro, da? Și al doilea proiect este mult mai mare, e vorba de 11 milioane de euro, acel proiect de mobilitate urbană, prin care vom amenaja piste de biciclete de la un cap la altul al orașului, de la Kaufland până la Dărănești, da? Inclusiv în cartierul Colonie, care va face joncțiunea cu strada principală prin viaductul de la stadionul Jiu, și vom construi 3 pasarele pietonale care să facă legătura cu cartierul Colonie și cu ceea ce există dincolo de calea ferată. Este vorba despre primul pasaj va fi făcut în zona stadionului Jiu, din cartierul Dimitrov, un pasaj foarte mare care va trece peste șoseaua de centură, linia dublă de cale ferată și strada Aveți Luca. Cumva în vedere și crearea unui zid fonic care să absorbă zgomotul produs de calea ferată? Este posibil și acest lucru. Aici este doar o idee de proiect, dar poate fi cuprins și un astfel nu de... Nu cred că e mare cheltuială. Da, nu e vorba neapărat de un zi, sunt niște parapeți fonoabsorbați. Așa cum sunt în toate exact, orașele și vă referiți în special la tronsonul cuprins între viaduct și sigur, capătul aeroportului. Sigur, da. Exact. Deci, a doua pasarelă va fi în zona Parâng, da? În zona Minei Livezeni, și a treia pasarelă va fi în capătul de jos al aeroportului, tot așa pentru a fluidiza circulația pietonală, pentru că centura petrușanelor a devenit o șosea foarte, foarte circulată. Da. Deci acestea sunt proiecte deja lansate, sunt deja trimise la ADRVS pentru a putea primi finanțare europeană la faza de proiectare, la faza de studiu de fezabilitate și faza de proiectare. Iar celelalte lucruri care le-am spus acolo, e vorba de domeniul schiabil, a fost prezent acum 2 săptămâni la Petroșani, ministrul fondurilor europene, domnul Boloș, care ne-a asigurat că în luna noiembrie va fi aprobat memorandumul și declararea Văijiului ca zonă ITI, da? Și finalizarea strategiei de către PricewaterhouseCoopers pentru strategia de dezvoltare a Văijiului pe perioada 2021-2027, fără de care n-am putea să atragem banii acești europeni nici de pe platformă, nici de pe ceea ce înseamnă ITI. Deci există premise, așa cum spunea și domnul profesor Andraș, există premise foarte serioase de această dată ca lucrurile să se facă serios, mult mai serios decât s-au făcut înainte, cu reconversia aceea pe hârtie și cu o reconversie de fațadă, cu diplome luate prin anunțuri publicitare la mica publicitate în ziare și așa mai departe. Deci, de data aceasta avem o strategie, da? Avem un plan foarte clar definit, avem o zonă geografică foarte bine delimitată, e vorba de zona Văijiului, și avem și finanțarea asigurată de către fondurile europene. Deci, premisele sunt într-adevăr foarte bune, depinde foarte mult de noi, de faptul că va trebui să lucrăm împreună toate cele 6 administrații, să reușim să venim cu proiecte viabile, nu cu proiecte fantasmagorice, ca să nu mă exprim altfel, pentru că nu se finanțează nimeni astfel de proiecte. Se va pune accentul în perioada următoare pe schimbarea
paradigme economice în zona Văii Julii, deci proiecte care să genereze acest lucru, fie că vorbim de domeniul schiabil, care este cel mai mare proiect și care poate să modifice foarte mult în zona aceasta, fie că vorbim de ceea ce înseamnă reducerea emisiilor de CO2, deci reducerea emisiilor de carbon. Asta înseamnă anvelopări de blocuri, asta înseamnă regenerare urbană, asta înseamnă transport ecologic, da? Asta înseamnă mașini electrice și așa mai departe, și industrii nepoluante. Deci fie că vorbim de regenerare a siturilor miniere, fie că vorbim de sisteme de încălzire eficiente și ecologice, da, e vorba de acele panouri solare pe care vrem să le montăm la toate școlile și grădinițele din municipiul Petroșani. Deci lucrurile înspre așa ceva se vor îndrepta în următorii 7 ani în municipiul Petroșani și în Valea Jiului. Și acum o să mai spun ceva. Da? Aveți acolo o broșură care are aproape 50 de pagini, da? Este o broșură care arată exact ce am făcut de când sunt eu primar și exact ce am făcut în ultimii 4 ani de zile și ceea ce vreau și viziunea mea și a echipei mele pentru următorii 7 ani de zile, nu 4 ani de zile, pentru că exercițiul financiar bugetar european este pe 7 ani, da? Ceea ce înseamnă perspectiva de dezvoltare a municipiului Petroșani pe toate domeniile. Nu o să găsiți niciun domeniu care să nu fi fost atins în ceea ce am făcut până acum și ceea ce ne dorim să facem și în continuare. Domnule Andra, și acum dacă ar fi să îi dați niște sfaturi pentru următorul mandat domnului primar, ce sfaturi i-ați da? Ce ar trebui să mai facă să corecteze din activitatea dânsului sau ce ar trebui să se întâmplă în Petroșani? Noi am discutat cu diverse ocazii, întâlniri neoficiale sau ca de câte ori a vizitat universitatea sau a venit, este chiar membru al departamentului catedrei unde am activat și eu și unde mai activez ca voluntar, pentru că în, conform legii, în 2017 am fost pensionat, dar continui să lucrez pentru că școala mare are nevoie și de experiența celor. Așa e, legea e dură, dar trebuie să ne supunem. Așa e și în învățământ și în administrație, da. E nevoie și de experiență. Păi da. Tocmai ce spunea domnul primar și aș fi vrut și eu să continui în intervenția anterioară. Există în activitatea administrației locale și partea de, să zicem, activitate pompieristică. Deci, apare o problemă, trebuie rezolvată. Nu? Acum a apărut problema aceasta care a pus la mare încercare administrația publică și guvernul, dar și administrațiile locale, și din punct de vedere al resurselor materiale, dar și din punct de vedere al gestionării situației de criză. Dar unei administrații publice locale și unui primar, prima calitate, primul lucru pe care, după care trebuie judecat și apreciat, este să aibă viziune pe termen lung. 4 ani, un mandat de 4 ani este prea scurt pentru unele proiecte care țin probabil sau au nevoie de mai mult timp. Întâi pentru incubare, apoi pentru pregătire, apoi pentru desfășurare. De aceea n-a reușit până acum la nivel național rezolvarea problemei iscate de demolarea mineritului, pentru că nu a fost o strategie coerentă urmată de toată lumea, indiferent de partidul din care face parte sau de fiecare, ca și în învățământ de altfel, fiecare ministru din cei câți mulți au fost din 90 încoace a venit cu propria lui propunere de reformă, uneori contradictorie cu cea de dinainte, și sunt încă probleme
la toate nivelurile, de la grădiniță până la învățământul superior, dar ele se pot rezolva. Principalul lucru, și domnul primar a dovedit asta, trebuie să ai o viziune, să te uiți dincolo de culmea muntelui din față, unde vrei să ajungi și care sunt posibilitățile și resursele necesare pentru a realiza. Eu aș mai adăuga două la ceea ce a spus domnul primar. În 2012, sub coordonarea europarlamentarului Iuliu Winkler, mai mulți voluntari din organizația județeană am elaborat un document care a fost până la urmă redactat de distinsul inginer George Grun, care a fost cândva șeful Camerei de Comerț de la Deva, viziunea Hunedoara 2020. Acolo, printre altele, atrăgeam atenția că trebuie urmați toți pașii legali, constituționali, pentru ca Valea Jiului să redevină o entitate administrativă unitară. În acest sens, cu domnul primar am avut nenumărate discuții și cu domnul Winkler, dar aici e nevoie de reorganizarea administrativă a țării, e nevoie de modificarea Constituției, pentru că nu este normal ca cele 6-7 localități să fie în discordanță sau în să oscileze în defazaj când e vorba de un interes comun, adică ambițiile personale să fie mai puternice decât interesul comun. Un alt punct care era prins în această strategie era: avem aici două instituții de elită, INSEMEX-ul și Universitatea din Petroșani. De ce nu am putea crea pe scheletul lor un puternic centru de excelență științifică, așa cum există în alte țări în jurul universităților, pentru ca tinerii, odată plecați la studii în alte orașe, să, în loc să plece peste mări și țări sau să rămână în marile orașe, să dorească să se întoarcă aici. Pentru că viitorul orașului nu constă în pensionari. Viitorul orașului constă în tineri, care, cei care astăzi sunt în clasa 1, peste 12 ani vor deveni studenți. Cei care astăzi sunt studenți, peste 5 ani vor deveni specialiști. Ori dacă ei pleacă, cine rămâne? Noi, cei în vârstă, și atunci ce viitor construim dacă nu atragem, fixăm tineretul? În sensul de a dori ei să vină aici, pentru că, după cum știți, cea mai bună universitate în secolul 19-20 din Germania era la Göttingen. Göttingen era un mic sat, nu? În Anglia, nu Londra sau marile orașe, ci Cambridge, nu? Sau Oxford. Erau niște comune, niște orășele, niște orășele strict universitare. Deci, nu? Cea mai puternică, prima academie de minerit din lume, celebra școală de mine de la Chemnitz, astăzi Banská Štiavnica în Slovacia, Chelmes Banya în maghiară, care a fost precursoarea universității din Miskolc, era într-un orășel minier cu 5.000 de locuitori. Deci numărimea orașului contează dacă vrei într-adevăr să faci ceva. Da. Și încă una, deci Valea Jiului, județul Hunedoara sau o parte din județul Hunedoara,
Arelui, poate să devină un pol de dezvoltare multilaterală, în sens, iertați-mi cuvântul, dar nu găsesc altceva, este așa numita smart specialization, de specializare înțeleaptă, ca fiecare regiune sau microregiune să dezvolte acea componentă a cercetării, a creierii de informații valoroase prin știință, care este cea mai la îndemână și care este cea mai apropiată de specificul său. Da, în continuare a celor spuse de domnul profesor Andra și domnule Riții, sigur că sunt foarte importante toate aspectele creării și îmbunătățirii, mai bine spus, a vieții urbane din Petroșani, dar trebuie și să ne gândim la viitorul nostru, la viitorul acestei zone, care nu văd altă șansă decât în turism, pentru că este clar, turism, pentru că este clar că turismul va trebui să devină în următorii 10 ani principală componentă economică a zonei. Da, aveți dreptate. Valea Jiului, de-a lungul timpului, da, și cu resursele pe care le-a lăsat Dumnezeu în această zonă superbă, au fost în mare două: resursa subterană, cărbunele, și resursa supraterană, muntele, da, și pădurea, adică aurul negru și aurul verde. Epoca cărbunelui apune, nu numai în România, ci în toată Europa și probabil în toată lumea până în anul 2050-2080, da? Se merge spre această tendință a noilor tehnologii și a noilor energii nepoluante sau, mă rog, mai puțin poluante, pentru că nu există o energie 100% curată. Și aici, când spun asta, mă refer la faptul că și acele componente ale celulor fotovoltaice sau ale acelor centrale eoliene, ele tot sunt construite, sau acei acumulatori tot sunt construiți de către o industrie poluantă până la urmă. Dar asta e o discuție mai largă. Să revin la ce ați spus dumneavoastră vis-a-vis de turism, este clar. Însă Petroșaniu mai are un avantaj competitiv foarte important pe care domnul profesor Andraș l-a atins. E vorba de instituția de învățământ superior, Universitatea din Petroșani, care are un colectiv de specialiști foarte buni. Și cea de-a doua componentă, mă scuzați, INSEMEX-ul. E, aici e o problemă. Și la ultima întâlnire pe care am avut-o cu cei de la ADR și cu Ministerul Fondurilor Europene, chiar ne-a întrebat, domnule, ce se întâmplă cu INSEMEX-ul, de nu participă niciodată la aceste întâlniri și practic nici nu cred că au vreun proiect cu finanțare europeană atras în ultimii ani. Deci există o lentoare acolo sau o neprioritizare din punctul acesta de vedere al specialiștilor de la INSEMEX în zona aceasta a fondurilor europene. Nu este vina specialiștilor de la INSEMEX, care sunt niște oameni de o probitate profesională incontestabilă. Eu cred că managementul INSEMEX-ului a fost unul defectos și acolo trebuie să se schimbe această paradigmă, pentru că nu poți să ai un institut național de dimensiunea INSEMEX-ului și el să nu participe alături de universitate care face toate eforturile și administrația publică locală să reușim să încercăm să creăm aceste condiții pentru a rămâne aici studenții care termină la Petroșani sau chiar de a atrage studenți sau ingineri sau profesioniști în aceste domenii către Petroșani. Dar INSEMEX-ul, eu n-am nimic, repet, eu am tot fost acuzat că am ceva cu INSEMEX-ul. Nu, eu văd niște lucruri care nu se întâmplă așa cum ar trebui acolo, pentru că ei au un potențial financiar extraordinar. Dar el, în loc să fie dirijat către dezvoltarea de noi domenii de cercetare, de proiecte comune cu universitatea, cu administrația și așa mai departe, ele sunt îndreptate spre altceva, spre industria hotelieră, spre entertainment. Eu sunt convins că domnul director Artur Găman
este deschis către un dialog. Eu nu sunt așa de convins. Noastră, poate aveți o relație contractuală cu dumneavoastră și sunteți mai convins. Dar eu vă spun că nu este deloc așa și n-am reușit să avem un dialog foarte bun cu dumnealui în ultimii ani. Tocmai din această poziție a dumnealor, care a fost, din păcate, cumva în... Așa, și nu o spun eu, o spun cei de la ADR Vest, care nu înțeleg cum pe partea de cercetare, unde sunt fonduri, serioase, domn profesor, pe partea de cercetare sunt fonduri foarte mari, Instrumentul n-a depus proiecte care, prin care să atragă finanțări. Dacă universitatea a făcut, are proiecte cu fonduri europene de cercetare, de dotare, de schimb de studenți și așa mai departe, Instrumentul lipsește din această paradigmă inexplicabil, dacă mă întrebați pe mine. Bun, repet, sunt convins că o să pot găsi soluții, pentru că altfel trebuie să fim optimiști, nu? Să găsim soluții, deci, să facem... Instrumentul are un potențial extraordinar de mare. Facem acolo, repet, potențialul instrumentului. Oameni de o proprietate extraordinară, dar chiar... acolo trebuie să se întâmple ceva, să se facă o schimbare, cel puțin din punct de vedere al opticii și în exercițiul financiar următor, pe 2021-2027 vor fi sume la fel foarte mari pe componenta de cercetare științifică, de inovare și de implementare a acestora în ceea ce spuneți dumneavoastră conceptul de Smart City. Deci este o chestie foarte importantă. Bun, revenind la ce ne interesează, la creșterea economică a Văjiului și în special vorbim de Petroșani, trebuie să facem toate demersurile, toate eforturile ca să stimulăm activitatea turistică, absolut, să creăm premizele deci, unei capacități de cazare, absolut, în primul rând, capacități de entertainment, atragerea a turiștilor străini, exact, și asta numai în contextul creării unei infrastructuri bune. Axa nord-sud este asigurată de drumul de DN66, care este într-o stare bună, dar trebuie făcute eforturile de a descongestiona axa DN66A și DN7A, care trenează de foarte mult timp. De ani și ani. E adevărat. Aveți dreptate, căile ajungere către Valea Jiului sunt foarte importante. Din păcate, DN7A trenează de mai bine de 7-8 ani de zile, nu au de fost în stare de 20 să de ani de când cunosc situația. La un moment dat, DN7A mai era funcțional. Și drumul Herculane-Urican, care la fel trenează din 99, dacă nu mă înșel, 98. 20 de ani și acesta. 20 de ani. Da, nu s-a reușit, din păcate, acest lucru. Deci, aici pe lângă partea de infrastructură, domnule Balint, vreau să vă spun că conceptul dezvoltării domeniului schiabil din Parâng a fost acesta, a dezvoltării infrastructurii de schi și de sporturi în munte și a dezvoltării capacităților de servicii, de alimentație publică, de entertainment, de servicii conexe în oraș. Iar acest lucru am încercat să-l facem și eu spun că Petroșani a reușit mai bine decât alte localități din România. Avem, da, aici posibilitățile ca după schi turistul să-și petreacă timpul liber. Fie că vorbim de shopping, fie că vorbim de sport, da? Avem săl de sport, avem terenuri de sport, avem bazin de not, avem cinematograf, avem teatru, avem muzeu, avem toată această paletă, cazinouri, da? Și asta este o componentă importantă, să știți, pentru că turistul când vine în concediu sau merge, el cheltuie, trebuie să aibă posibilitatea să cheltuie. Vom mai avea ocazia, domnule Rize, să mai vorbim despre aceste lucruri în emisiune viitoare. Mai avem 2 minute, să oferim domnului profesor un minut de încheiere, domnule profesor, și un cuvânt de încheiere domnului Rize. Vă rog, domnule profesor. Eu trag nădejde că vom avea suficiente voturi atât din partea electoratului natural al UDMR, cât și din partea altor concetățeni care mă cunosc și care consideră că îmi voi găsi un loc util pentru toată lumea în viitorul Consiliu al Municipiului Petroșani. Vă mulțumesc, domnule Riții, vă rog un cuvânt de încheiere, înainte
Înainte de a difuza clipul publicitar, clipul electoral. Da, ca să mergem în aceeași, da, în aceeași direcție pe care a lansat-o domnul profesor, există o susținere, zic eu, largă pentru mine în această competiție din partea PNL, din partea UDMR, din partea Forumului Democrat German și a Partidului Național Creștin și Țărănesc. Deci există o viziune, dacă vreți, a unor forțe politice care converg spre o etapă următoare de dezvoltare a municipiului nostru, o etapă foarte importantă și, așa cum spunea cineva, e a doua șansă a Văii Jiului și când vorbesc acest lucru mă refer la aceste fonduri europene, fie că vorbim de Just Transition, fie că vorbim de ITI, fie că vorbim de alte fonduri europene, o a doua șansă, un al doilea tren, primul tren l-am pierdut cu zonele defavorizate, de data aceasta nu trebuie să mai ratăm, trebuie proiecte, trebuie viziune, curaj și trebuie oameni bine pregătiți care să poată să pună... Mulțumesc frumos, doamne și domnilor, acum vom difuza clipul electoral al domnului Driții, până la următoarea emisiune, numai bine și multă sănătate! Parângul are viitor și este de datoria noastră să punem în valoare frumusețea naturii cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Am fost primul care a crezut în șansa dezvoltării turismului în Parâng și când am fost ales primar, am inițiat cel mai mare proiect național de dezvoltare a unui domeniu schiabil. Am reușit să finalizez deja o serie de investiții pentru dezvoltarea stațiunii Parâng, inclusiv cu bani de la bugetul local. Pârtii de schi, bazinul de apă pentru instalațiile de zăpadă artificială, tunuri de zăpadă, echipamentele pentru pârtii, o bandă pentru începători, dar a fost construit și un nou telescaun pentru turiști. Am sprijinit și proiectul de modernizare a drumului județean spre Parâng, demarat când Adrian David era președinte al Consiliului Județean Hunedoara, astfel încât să facilităm accesul turiștilor în stațiune. Iubesc acest munte, este casa mea. Alături de primarul Tiberiu Iacobrizi și PNL, vom finaliza atât drumul cât și proiectul pentru domeniul schiabil, pentru dezvoltarea turismului la adevăratul lui potențial. Împreună suntem puternici, împreună putem demonstra că se poate, că Parângul are viitor.